Un bebeluș de numai o lună a fost găsit mort miercuri 17 februarie într-o casă părăsită din Timișoara. Părinții care se ocupă cu vânzarea fierului vechi au fost cei care au dat alarma. Polițiștii au început investigațiile. Din primele informații, micuțul a fost găsit fără suflare chiar de mama sa. Aceasta l-a trezit și pe tatăl copilului, care a sunat la 112. Bărbatul povestește că bebelușul de numai o lună a plâns destul de mult noaptea trecută, însă s-a liniștit când mama sa l-a pus la sân. Dimineața însă aceasta a constatat că era mort, scrie tion.ro. Familia stă într-o casă părăsită de pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara, chiar lângă cimitir. La fața locului a fost trimisă de urgență o salvare, însă manevrele de resuscitare efectuate de medici nu au avut succes. Doar autopsia va stabili cu exactitate cauza morții. În acea casă mai locuiesc alți doi copii, iar părinții mai au alți trei copii dați în plasament.